V-am spus în episodul de ieri că mi-am reînnoit abonamentul la sala de sport și o să încerc să mănânc mai sănătos pentru că vreau să ajung din nou la 83-85 de kilograme. Ileana a tăiat niște ceapă și usturoi, în tigaia de pe foc a pus un pic de ulei de măsline și le-a pus la călit. Între timp am băgat grătarul Tefal în priză, vedeți și voi pe acest wattmetru că plecăm de la 1,4 kW. Vreau să măsur și azi consumul de energie electrică. Am apăsat butonul de pornire, am selectat puiul pentru că azi facem carne de pui și am pornit preîncălzirea. Între timp, în tigaie, Ileana a adăugat niște leurdă, plantă pe care am cules-o din pădure în weekend și pe care am pus-o la congelator. Găsiți clipul aici pe canal. După leurdă, a adăugat și spanac proaspăt pe care l-a opărit înainte. Grătarul ne-a anunțat că putem pune carnea, azi facem pulpele astea de pui dezosate. Am închis și vedeți și voi că LED-ul este albastru acum. O să ajungă verde, galben, portocaliu și la final roșu când carnea va fi prăjită. Well done! Vreau ca în clipurile care urmează să fac și alte preparate în acest grătar și să vă arăt toate programele. În tigaie, spanacul și leurda arată așa. Ileana a bătut un ou bine de tot și l-a adăugat peste, iar la final a pus niște mărar și niște pătrunjel. E gata și friptura, priviți ce bine arată, am consumat 0,3 kW, exact ca atunci când am prăjit cârnații. Eu zic că nu e mult, mai ales că nu trebuie făcut niciun fel de efort. Friptura iese perfectă pe ambele părți. Acesta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut și sper să ne revedem în clipul următor. Sănătate și numai bine!